spectacol la bucureștefm.ro cu Andreea Bârsan. Și cu Alexandra Sălceanu, așa cum v-am promis, dragi prieteni, pentru că este început de primăvară și în sfârșit pot spune cu toată gura acest lucru și pentru că este perioada în care sărbătorim frumosul din jurul nostru. Încă o actriță tânără frumoasă și talentată este în studioul București FM, Alexandra Sălceanu, bun venit! Bine v-am găsit! Mă bucur că am spart gheața. Și eu, sincer. Din toate punctele de vedere. Da. O, Doamne, bine că a venit căldura. Nu mai puteam. Cu viforul nostru. Și totuși asta voiam să zici, că vii cu vifor, vii cu furtună. Da. În general cu probleme. Umbre. Exact, cu zona mai întunecată. Dar și cu suflete frumoase. Evident. Și bine le învinge. Arătăm latura întunecată prin suflete luminoase și atunci se creează un echilibru în felul ăsta. Hai să spunem, am anunțat deja indirect 3 titluri ale spectacolelor în care joci la Teatrul Național. Ne întâlnim cu tine și la Metropolis, puțin și la Bulandra. Puțin, da. Dar hai să pornim de la această premieră care anunță la început de primăvară un vifor. Totuși. Da. Dar un vifor de care chiar vrem să vorbim, pentru că e o abordare cu totul specială și să nu vă fie frică, dragi prieteni, să mergeți la Teatrul Național, nu veți găsi unde la Vrancea prăfuit, nu, sub nicio montat formă. Clasic, ci veți găsi cu totul altceva, un spectacol care nu vă va lăsa indiferenți nici măcar un minut. Sunt 100% de acord. Și această persoană gingașă din fața mea are puterea să-și otrăvească soțul. Îți dai seama dacă am fi acum la o televiziune de-asta care pune senzațional pe ecran. Correct. Am pune și noi live pe Facebook-ul București FM sau pe site-ul București FM. Am pune femeia care îl otrăvește pe Marius Manole. Femeia puternică. Da. Are motivele dumnea ei, ca să spunem așa. Ce să vă spun, spectacolul este unul foarte frumos și foarte drag mie. Textul este într-adevăr din zona istorică. Povestește o filă de istorie a neamului nostru, dar nu prezintă doar partea scrisă, ca să spun așa, partea istorică, ci o prezintă din perspectiva omului de atunci, care este și omul de acum. Motivațiile personajelor sunt foarte, foarte expuse, ca să spun așa, și ai ocazia să privești istoria noastră dintr-un alt unghi. Nu sunt niște statui prăfuite, la care ne uităm toți cu admirație, sunt niște oameni care au avut niște trăiri, au avut fiecare povestea lui de viață și au luat deciziile pe care le-au luat, care au fost ulterior scrise și rămase mărturie. Și au avut ca orice om boli psihice, slăbiciuni. Da. Mie mi se pare că este înțelese și neînțelese și pe toate acestea l-a cuprins Alexandru Dabija prin voi. Cei care interpretați personajele în spectacolul de la TNB. Exact. A fost o întâlnire foarte frumoasă cu domnul Dabija. Nu am mai lucrat până acum cu dumnealui. Și pot spune că este un regizor uluitor. Este un mare artist. Și știe foarte bine să te conducă, astfel încât să vrei să te deschizi, să nu-ți fie frică. Construiește împreună cu tine și îți clarifică absolut toate elementele din text sau din caracterizarea personajului, ca să spun așa, astfel încât tu vrei să te ridici și să faci, ceea ce este un mare talent regizoral din punctul meu de vedere. Să știi că nu cred că a stat cineva pe acest scaun de invitat la spectacole.bucurești.ro și să nu spună că nu-și dorește să lucreze măcar o dată cu Alexandru Dabija sau că nu-și dorește să se întoarcă într-o distribuție făcută de el. Exact. Știe să facă și o atmosferă, adică te simți bine la repetiții și se lucrează intens, nu, cum să spun, nu pierdem vremea. Ai avut așa vreo mică
temere, strângere de inimă cumva când ai aflat, aoleu, o să fie viforul de la Vrancea? Am avut foarte mari emoții și din perspectiva rolului, pentru că nu este pe amploa, ca să spun așa. Eu, în general, până acum, am jucat ingenue. Aici este o femeie în toată firea, o femeie puternică, o femeie care totuși ia decizia de a-și ucide nu numai soțul, ci și domnitorul țării. Este o femeie foarte inteligentă, este fica lui Nagoe Basarab, are parte de o educație aleasă. E o femeie, nu este o fetiță. În general, până acum am fost distribuită în roluri de fetiță. Acum, uitați... Și în Umbre, și în Furtuna, Miranda. Da. Și exact. Și acum mi s-a dat această provocare foarte mare de a interpreta o femeie în toată firea, o femeie jignită, o femeie care găsește resursele necesare să își facă singură dreptate. Nu cred că este doar acțiunea ei, nu cred că este doar din cauza neînțelegerilor din cuplu, ci cred că este o decizia... femeie rănită și înșelată doar după un an de căsnicie. Exact. Este și timpul foarte scurt în care se petrece acțiunea. Cred că motivul pentru care alege să-și otrăvească soțul ține și de binele țării, ține și de educația pe care a primit-o, de principiile conform cărora a ales să trăiască, principii pe care totuși le încalcă prin această acțiune. Dar pentru un bine mai mare faci un rău mai mic, nu știu. E complicată, o femeie complexă, de fapt, nu complicată, complexă. Complexă și care are responsabilitatea față de propriei viață, dar și față de toți cei exact, din țara respectivă. Mai mult cred că față de... Adică cred că și-a rolul de soție, de domnitor, de doamnă, foarte în serios, și cred că se gândește și la binele celor din jur. Degradarea lui Ștefăniță se face treptat și se face sub ochii noștri, la vederea spectatorilor și la vederea celorlalte personaje. E o decizie pe care o ia în timpul piesei, cum ar veni. Nu este prestabilită. Încearcă, îi dă șanse. Nu este tipul de răzbunare la care recurge în general Ștefăniță, care știe că trebuie pe toți cei care îi pot lua într-un fel sau altul tronul să-i ucide, să scape de ei. Da. Exact. Și presupun că acolo, în interiorul personajului tău, e totuși o luptă. E o foarte mare luptă, pentru că ea îl iubește foarte mult. Noi pe această variantă am mers și îi dă mai multe ocazii de a se răzgândi. Are și ea cu ea îndoieli. Chiar în momentul în care îi dă paharul, este o ultimă încercare de a-l scăpa, de a-l cruța. Măcar să ofere împărtășania celor care vor fi uciși, pentru că dacă ar accepta acest lucru, cred că nu l-ar mai otrăvi. Ar vedea că este o șansă de un potențial de schimbare în el. Ori el este atât de hotărât și de neînduplecat încât este singura soluție rămasă. L-am tot amintit pe Ștefăniță, el este Marius Manole, cel care îl interpretează pe Ștefăniță, alături de tine, doamna Tana, alături de Ilona Brezoianu, pentru că sunteți două pe rol. Și mai amintim câteva nume din distribuție, e destul de bogată această distribuție, pentru că oricum sunt foarte multe personaje în piesa lui de la Vrancea. Un pic a mai făcut totuși curățenie Alexandru Dabija din foarte multe puncte de vedere. Repet acest lucru pentru a vă face încă o dată să mergeți să vedeți acest spectacol. Trebuie văzut. Și să nu vă speriați dacă la un moment dat a trebuit să citiți textul, că nu cred că ați prea ales să-l citiți. Haideți să fim sinceri până la capăt. Cred că este atât de esențializat spectacolul încât acum sper să nu fac vreo gafă, dar nu e nevoie să citiți textul în prealabil. Povestea se va înțelege și din vizionarea spectacolului, pentru că este foarte bine împărțit textul și domnul Dabija, aici este și meritul dumnealui în primul rând și al colegilor actori,
Nu a lăsat niciun personaj descoperit. Toate personajele sunt justificate și acțiunile lor la fel. Rolul lor este foarte bine punctat. Și este o mare plăcere să te uiți la absolut fiecare din colegii mei. Iar acolo unde nu a avut personajul pe care să-l lase descoperit, l-a creat. Da. Există și un personaj creat pentru Mihai Calot. Da, da. Și uite, așa, mai spus un nume, mai spun Marius Riza, mai spun Dorina Androne. Da. Mai spun Afrodita Andone, Ana Ciontă. Exact. Rodica Ionescu. Îi iau așa în ordine. Alexandru Voicu, George Piștereanu, Emilian Mârnea, așa, îmi cer scuze, suntem foarte mulți, suntem foarte mulți acolo, Eduard Adam, Ionuț Toader, care iarăși are un rol foarte frumos, pe cine am uitat? Cred că n-am uitat. N-am uitat Sper pe nimeni. Sper să nu fi uitat pe nimeni, oricum eu nu uit pe nimeni atunci când anunț spectacolul vostru în agenda de spectacole a zilei respective, așa încât Na. Numele lor sigur apar pe site-ul București FM și actori sigur apar pe scenă și ăsta e scopul până la urmă, să mergeți să-i vedeți. Da, da. Chiar trebuie văzut spectacolul, este foarte frumos, îndrăznesc să spun, deși este cutremurător. Eu am avut ocazia să-l și văd și recunosc că m-a tulburat, dar într-un sens bun, m-a făcut să-mi pun eu niște întrebări. Adică nu este un spectacol care te poate lăsa indiferent, cred eu. E mai dificil când ai ocazia să-l și vezi? Adică atunci când există doi interpreți pe rol mie, și tu poți să fii pare. Și în sală? Mie mi se pare un avantaj și e un sistem în care lucrez de foarte mulți ani, de când am terminat facultatea, chiar din facultate. Și mi se pare că ai un sprijin în momentul în care construiești rolul împreună cu un coleg. Ai un sprijin, nu ești chiar singur, pe lângă regizor, pe lângă text, pe lângă autor, pe lângă talentul tău propriu și personal. Îl vezi și din afară. Da, ai ocazia să te detașezi și să privești obiectiv. Și este un mare câștig din punctul meu de vedere. Este un mare câștig să... De multe ori știți cum e vorba aia, nu mai vezi pădurea de copaci. Ei, aici ai ocazia să te dai puțin în spate și să vezi pădurea și după aia reintri să analizezi copacii în individualitatea lor. Dar știi, noi ăștia novice ne-am gândit privind din afară și fetele astea două n-ajung să se concureze cumva, să tot nu. Vrea să fie una mai bună ca cealaltă. Este sau... imposibil și ar fi... un pariu pierdut, un pariu pe care îl faci tu cu tine, să încerci să concurezi cu colegul care este pe rol cu tine. Pentru că fiecare are sensibilitatea lui. Niciun rol nu va semăna, chiar dacă textul este același, mișcarea este aceeași, relațiile dintre personaje sunt aceleași, nu va fi aceeași interpretare. Suntem unici noi ca oameni, indiferent ce vom spune. Iar această comparație... Nu știu ce să spun, înțeleg de ce se naște în sufletul oamenilor și mintea oamenilor, dar nu sunt adepta ei. Nu mi Pentru se pare... că știi, oricât ar fi, publicul vine și să vadă actorii, uh-huh. Poate pe urmă să vadă personajele. Asta e treaba publicului. Treaba mea este să rezolv acolo personajul cât pot eu de bine. Ce va lua spectatorul din munca mea rămâne la alegerea dumnealui sau dumneaei. Asta cu siguranță, dar de-aia te-am provocat, pentru că sigur, mă interesa cu tot dragul, cum privești. Nu, chiar am lucrat foarte frumos, asta. Ne-am înțeles foarte bine, a fost o atmosferă foarte plăcută, foarte, foarte, foarte plăcută. A fost intens ca ritm de lucru, a fost obositor, dar nu a fost neplăcut, ceea ce contează foarte mult. Și hai să revenim la întrebare, pentru că bineînțeles că te-am întrerupt. Cine a fost frumos și sănătos, dar... Era necesar. Ideea de cum ai privit tu până să ajungi să te întâlnești cu Alexandru Dabija și să vezi că va fi o formulă cu totul aparte da. A acestui spectacol. Păi, în primul rând am recitit textul și am crezut că joc alt personaj. Ce-ai crezut că joci? Contele Irmski, rolul lui Ion Stoader, numai că în textul original este o femeie deghizată în bărbat. Domnul Dabija a propus-o cu totul și cu totul altă variantă, una în care Ștefăniță își exercită puterea și își probează
puterea, acționând în frondă cu tot felul de, cum să spun eu, acțiuni noi, provoacă. El provoacă prin tot ceea ce face. Provoacă, vrea să țină sfatul țării în bucătărie, vrea să vadă până unde își poate exercita puterea. Evident că face toate lucrurile astea dintr-o frustrare și dintr-o mare nevoie de inclusiv iubire. Inclusiv având un amant, nu doar amante. Da, da. Dar, repet, ideea este că el face toate lucrurile astea ca să sfideze. Este cel mai important lucru. Să provoace, să-i provoace pe cei din jurul lui. Și poate chiar pentru a-și putea îndeplini planul de a fi stăpân total. Asta cred că îl deranjează foarte mult, că nu, autoritatea pe care o are este un pic știrbită de imaginea bunicului său Ștefan cel Mare, care primește cumva mai multă atenție, chiar fiind plecat din rândul celor vii, decât primește el Ștefăniță, care este domnitorul țării. Foarte shakespearian și textul și modul în care l-ați descifrat voi până la urmă. Este, are nuanțe romantice și are nuanțe shakespeariene profunde. Și e foarte frumos. Așa, și ai plecat la repetiție crezând că vei juca? Da. Și acolo am aflat să joc soția domnitorului, doamna Tana, partenera lui Marius Manole, și m-am bucurat în prima instanță, după care m-am speriat foarte tare. Ce să zic, a fost o mare provocare. Au și sperieturile astea și un rol provocator, așa? Da, adică da, da. Te fac odată în plus să cauți acolo în interior cât mai mult, cât mai bine. Și m-am gândit că din moment ce așa a fost să fie, înseamnă că există posibilitatea pentru mine de a acoperi acel rol. Și am zis, ok, a venit momentul ăsta, bun, hai să vedem ce facem. Și am avut foarte mare noroc de niște colegi minunați și de niște parteneri foarte, foarte buni și o atmosferă foarte plăcută, astfel încât am putut și eu să prind curaj. Deși sunt mai emotivă așa din fire, sunt mai sperioasă, mă ia panica imediat, un pic imatură, cred. Dar doamna Tana a pus temelia maturizării mele, sper. Bun așa, în general, pentru tine, că na, fiecare actor are perspectiva asta din punctul ăsta de vedere. Tu aștepți și joci ce ți se dă sau visezi la niște roluri și te duci gândindu-te, uite cum ai plecat acum spre repetiție, că vei juca un anume personaj? M-am oprit din a-mi face vise pentru că mi-am dat seama că nu le nimeresc, tot timpul greșesc și atunci încerc să nu mai îmi fac așteptări, să văd ce vine și să încerc să profit de ce aș putea să învăț din acel personaj și de la acel personaj. În momentul ăsta nu pot să spun că mi-aș dori un anume rol. Sunt foarte mulțumită cu spectacolele pe care le-am și cu personajele pe care le interpretez în momentul pentru ăsta. Pentru că au venit. Da, pentru că au venit și chiar a fost o binecuvântare. Chiar am avut mare noroc, recunosc asta. Și chiar e o stagiune foarte bună pentru tine. O da. Atât la Teatrul Național, cât și la teatrele Metropolis, Bulandra, este minunat. Dar chiar, sinceră să fiu, nu cred că îmi doresc. Mi-aș dori, de fapt, ce îmi doresc acum, mi-aș dori să vină un personaj de comedie. Un nou personaj de comedie. Așa, totuși, după, după succesiunea după asta. Viforul, care a venit chiar și cu vremea foarte neplăcută și temperaturile scăzute. Vedeți, am atras noi ceva acolo, ceva energie probabil. Dar vezi, dacă ai pornit de la furtună, era cam normal să ajungi la vifor. Da, exact. Și chiar atunci când am avut avantpremierele, s-a pornit o ninsoare și un vânt și ne uitam, nu pot să cred că ni se întâmplă asta. Ce am făcut noi aici? Aha, de ce voi ați fost de vină că cred, s-a întors? Cred, mă gândesc că a fost acolo, am avut și noi un merit, nu cred că a fost doar meritul nostru.
Da, cred că am contribuit și noi. Dar ce frumos ai întors-o din condei, eu am spus vină, tu ai spus merit. Da, merit, merit, nu, n-a fost vina noastră. Oricum, asta aveți voi, meritul de a ne schimba nouă viața de afară în momentul în care intrăm în sală, așa încât, da, lăsăm merit. Cred că încercăm. Cuvântul adică, potrivit. Da, cred că ar trebui să încercăm, să ne propunem acest scop la fiecare spectacol. De a schimba cu ceva mentalitatea sau nu, de ființa spectatorului. De a emoționa într-un sens și de a modifica ceva. Asta a gândit și puștoaica Alexandra Sălceanu când s-a dus să dea admitere la Facultatea de Teatru? Uai, nu mai știu ce făcea fata aia. Puștoaica, nu cred că s-a gândit atât de departe. Ea a simțit pur și simplu o mare iubire pentru teatru. Și pentru actorie în general. Și pentru lumea asta artistică, că nu a fost doar pentru teatru. Pe care ai descoperit-o muzică. Când și cum? Am descoperit-o de mică, prin prisma părinților mei, care mi-au dat o educație culturalizată, ca să spun așa, instituționalizată. Nici nu era foarte greu, pentru că în Iași da, exact. Aveau ocazia să-ți oferă acest lucru. Chiar am amintiri foarte plăcute când mergeam cu fratele meu și cu părinții mei la operă sau la teatru. Bine, nu mi-aduc foarte multe lucruri aminte. Nici nu știi când ți le vei aduce aminte, da. Când îți vor trebui. Dar ce pot să vă spun foarte clar este că în fiecare sâmbătă era ziua de curățenie. Aveam un pick-up și foarte multe discuri de vinil. Și tatăl meu tot timpul, noi făceam curățenie pe nunta lui Figaro, pe Mozart, pe Beethoven. Adică asta era, de dimineață până seara. Chiar am avut foarte mulți ani în care am detestat opera și am respins-o profund. O asociai cu... O asociam cu tatăl meu, da, da, și cu, exact, cu acțiunea de a face curat. Nu! Există perioada aia de revoltă la orice adolescent, când respingi absolut toate valorile pe care ți le-au împărtășit părinții tăi. Tot ce zice tata sau mama nu e bun. Nu contează că am eu argumente. Eu am dreptate, ei exact. Sunt învechiți, expirați. Că nu-mi da. Nu sunt în regulă ei. Eu știu mai bine. După care te maturizezi și îți dai seama cât au suportat săracii părinți de la tine și de câte ori au închis gura și nu ți-au spus nimic și te-au lăsat în pace fiind conștienți că la un moment dat îți vei da seama singur, ceea ce arată că au și o mare încredere în tine și e frumos. Și te simți prost, te duci, îți ceri iertare și da, da, uite că rezolvă. A venit și compensarea, pentru da. Că acum au cum să se bucure. A venit și pentru ei săraci, după foarte mulți ani de investit în copilul lor, au venit și rezultatele. Dar au încercat așa la un moment dat, cum mai zic părinții, mama, fate, avocat, economist. Vai, de mine. Au venit inclusiv la facultate, pe la spatele meu, și au vorbit cu profesorii mei. I-au întrebat dacă sunt făcută pentru meseria asta, că dacă nu ei aranjează, o să fie în regulă, mă întorc eu în Iași, o să mă ajute ei cumva. Asta a fost și motivul pentru care n-ai dat la Iași, ai dat la București nu. Să aici să chiar părinții fugi. Mei, în clasa 12-a când le-am spus că vreau să dau la actorie și așa, n-au fost de acord, dar eu am fost și un copil foarte dificil. Să mă exprim, în raport cu părinții mei. În rest sunt destul de docilă, dar acolo a fost un război interuman și mi-a spus, ok, bine, te vom susține, te vom ajuta, dar bine, trebuie să înveți pentru bacalaureat, trebuie să iei note mari, la la la. Și a doua condiție pe care mi-au pus a fost să dau la București. Eu nu aveam niciun contact cu mediul din București, nu știam absolut nimic decât că intră fete frumoase și înalte și am zis, da, păi n-am nicio șansă să aduc că vreau la Târgu Mureș, că și acolo aveam niște prieteni, în fine. Și asta a fost condiția pe care ei mi-au pus-o. Și ulterior, când am intrat la facultate, eu am vrut să rămân la Târgu Mureș pentru că eram subiectivă și eram o copilă de 19 ani și nu vroiam să vin singură într-un oraș atât de mare și eram speriată, na. Acolo în Târgu Mureș aveam prieteni, aveam o gașcă de oameni și era și un oraș așa mai mic, mai frumos, mai cochet. Erai mai protejată. Mai protejată, cumva. Da, da, exact, aici. Și ei au spus sub nicio formă, părinții mei au hotărât chestia asta și le mulțumesc frumos pentru că a fost cea mai bună alegere pentru mine, cea mai bună alegere. Aici m-am cunoscut și prietenii, frații, surorile, ca să mă exprim așa, familia cea de-a doua.
Și am avut și mult mai multe posibilități de a mă dezvolta pe mai multe planuri, nu doar pe cel al meseriei mele. Și ai fost și foarte conștiincioasă, adică... Am fost un pic tocilară, da. Și... da. Nu știu, asta nu știu treaba ta dacă recunoști. Da. Am fost un pic. Dar eu ce-am văzut, am văzut. Ai făcut și cei 3 ani de actorie, da, așa, da. Ai făcut și masterul imediat, te-ai apucat și de doctorat. Da, ne chinuim imediat cu doctoratul, acum în mai este ultima șansă. Acum, da, e foarte multă muncă și acolo l-am amânat cam mult. Pentru că am pus pe primul plan meseria mea, dar acum a venit momentul să pun acest copil, hai să-l numesc așa, pe primul plan și să-l nasc odată, că stă acolo de prea mult timp. E foarte interesant și foarte provocator pentru mine și partea asta. Recunosc că pe latura asta am fost mai mult inspirată de tatăl meu, care este o enciclopedie ambulantă, pur și simplu, știe tot. Și, nu știu, am vrut ce să... bine, n-ai nevoie de Google. Ai nevoie de Google, da, e un fel de Google, exact. Ce bune e asta, chiar am să-i spun. Da, și mama mea m-a susținut pe partea de personal coach. Așa, și prietena mea cea mai bună, Letiția Vledescu, care e tot actriță. Am și eu... antrenorii mei personali. Foarte bine, care toată lumea are mine nevoie încredere. De antrenori personali. Da. Bine, presupun că ai și tu iarăși ca toată lumea și acele personaje care te zgândere să trebuiască să apele și mai mult la antrenorii personali, dar știi cum e, fac parte din decorul nostru, din corect. Numai că recuzita spre, necesară. Spre norocul sau ghinionul meu, persoanele respective mai puțin mă provoacă. Cea mai mare problemă a mea sunt eu. O, da. Eu sunt cel mai mare critic al meu, sunt cel mai mare dușman al meu, așa că ce-mi face cineva din exterior este mic copil pe lângă ce-mi fac eu. Bring it on, că nu aveți ce. Ne descurcăm noi singuri atât de asta, bine. Exact. Perfect, exact. Spui, nu e nevoie de niciun vedere. Ajutor. Și așa ți-ai dorit, pe urmă să și rămâi în București sau așa s-a întâmplat? Așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat. Am fost foarte mulți ani convinsă că nu am să plec, deși eu am așa niște experiențe intuitive, puternice, ca noi toți, de altfel. Numai că, în general, nu le dăm atenție. Când am dat admitere, prima oară a fost la Târgu Mureș și acolo m-am simțit minunat. Și, super, totul, foarte frumos, am ieșit în parc, toată lumea m-a iubit, am intrat a doua, aveam bursă, era perfect. Când am venit în București, am stat la niște rude, o familie extraordinară, chiar o să mă duc în vizită la ei acum după emisiune, și prima seară în care am ajuns acolo am stat singură. Și mă uitam pe geam așa, vedeam eu Bucureștiul și am avut efectiv un sentiment foarte puternic. Scuzați-mă că revin un pic la Târgu Mureș, deși m-am simțit minunat acolo, am simțit că nu am să rămân. Și bineînțeles că în capul meu a fost, aoleu, pic, nu intru, nu iau admitere. Am ajuns în București și uitându-mă pe geam am avut sentimentul foarte clar că am să rămân aici. Nu am știut. Ai simțit da, că... am simțit. Că ți-e locul. Am simțit asta. Mulți ani am contestat chestia asta, dar uitați, vreo 11 ani, nu mai mult de 11 ani sunt de când sunt în București. Oh. Peste 11. Eu îți spun mulți înainte, da. Deci nu mai contează câți au fost, contează că, uite, deja ți-au adus niște roluri despre care chiar avem bucuria să vorbim azi și că, într-un fel, ai avut un prospero al tău cu o baghetă magică. Da, a fost o mare magie și îi sunt foarte recunoscătoare domnului Caramitru pentru șansa pe care mi-a dat-o și șansele multiple pe care mi le dă. Pentru încrederea pe care o are în mine, respectul pe care îl are față de mine, profesionalismul cu care lucrează și inclusiv partenerul care este pe scenă. Niciodată nu... Eram foarte speriată la început, este un rol foarte greu și am intrat în locul colegei mele, Crina Semciuc, și era totuși Shakespeare, Furtuna, Miranda, rol mare, text mare, foarte mult de dus, un spectacol de 3 ore. Și am avut un mare sprijin în domnul Caramitru, dar nu doar în dumnealui. Au fost foarte mulți oameni care m-au ajutat.
Patricia Catona, care a repetat cu mine zi de zi, a venit și domnul Morfov și a repetat, Alex Călin, István Teglaș, au fost partenerii mei și au lucrat cu mine, m-au ajutat foarte mult și nu era o situație foarte confortabilă să reiei spectacolul, să-l repezi din nou cu cineva nou, dar oamenii m-au făcut să mă simt ca acasă. De iarăși, ți-a trebuit o doză bună de curaj să vii A fost o în spectacol. nebunie, n-aveam cum să nu vin, era inadmisibil să nu fac asta. Mai ales că Miranda a fost un rol pe care mi l-am dorit de mică. Ei, vezi, deci a Da. funcționat și să-ți Una, da, dorești niște așa roluri. e, așa e, așa e. Și, dar în general a funcționat, am atras lucruri prin prisma lucrurilor pe care am dorit să le experimentez. Am învățat ceva de la fiecare personaj și de la fiecare spectacol și de la fiecare autor și de la fiecare întâlnire. Că de fapt, eu cred că despre asta e vorba. Este vorba despre întâlnirile între oameni și ce generează ele în tine. Felul în care te ajută să evoluezi. Și ce le aduci tu personajelor și ce îți aduc Eu le aduc personajele viață. ție? Eu le aduc viață. Doar viață. În general, eu asta cred. Dacă mai sunt nuanțe, mai adăugăm, dar pe aici, pe acolo. În primul rând, marele merit este că le aduc viață. Dacă reușesc să aduc ceva în plus față de textul original, deși la anumiți autori, cum ar fi Shakespeare, este foarte greu să mai aduci tu ceva în plus. Da, vezi că, Poți din doar... păcate, e marea capcană prin care Da. trecem cu toții, că tocmai atunci când vine un Shakespeare, vrem să dăm tot, să Da, arătăm da, da, tot, da. să Da. scormonim și ce n-a găsit Shakespeare în Și... noi. Pe lângă viață, ca o completare, apropo de ce ai spus tu chiar acum, cred că le aduc expunere. Este probabil mai ușor să vii la teatru și să vezi un spectacol decât să iei tu o carte, să o citești sau un text dramaturgic. Depinde cumva de structura ta interioară. Dar prin intermediul nostru al actorilor, cred că personajele astea pot ajunge la spectatorul, la civil, ca să spun așa, la spectatorul obișnuit. Dar vezi că nouă ni se întâmplă de multe ori și altceva. Personajele acelea devin personajele acelea prin modul în care tu Da, sau un da. anume alt actor ni l-a adus și pe urmă e foarte greu Da. să renunți la acea Da. imagine și să vrei să mai descoperi alta, știi? Corect. Corect, dar Până la urmă și nimic. frumos și pentru voi că la un moment dat sunt anumite personaje cu care veți fi asociați o întreagă pe Da. parcursul întregii cariere, știi? Este o muncă continuă, adică nu poți spune că la premieră, gata, ăsta este personajul. Vei descoperi întotdeauna și după 5 ani de jucat același spectacol, vei descoperi lucruri noi. Asta mă ține și de text, dar ține și de lumea asta magică, cred eu, în care suntem noi. Ce mai important de zis e că ce încerc eu să fac, tot apropo de personaj, cred că îi prezint punctul lui de vedere, astfel încât omul din sală să poată să-l înțeleagă, să poată empatiza sau nu, cu perspectiva respectivă. Suntem în general foarte egoiști și foarte cu ochelari de cal și foarte obsedați de noi înșine. Și când reușești cumva să faci pe cineva să se pună într-o altă perspectivă, în papucii altcuiva, cred că este o mare victorie pentru empatie și pentru societatea noastră care devine din ce în ce mai haotică și din ce în ce mai oarbă și mai surdă. Cred că putem ajuta Și oamenii. uite că teatrul încearcă și trage Da. cât mai multe semnale de alarmă, Da, dar câți da. oameni Cât sunt sunt? acolo Cât sunt? într-un... Contează fiecare. Nu știu dacă cantitatea este importantă, cât calitatea cred că este mai importantă pentru acest scop. Pentru notorietate, da, atunci probabil că este importantă expunerea. Dar pentru a reuși să schimbi ceva în ființa unui om, cred că trebuie luat încetul cu încetul, pas cu pas, cu pași de bebeluș, așa. Spui două
povești foarte cunoscute în perioada asta la Național, da? Cea mai cunoscută, Furtuna, dar suficient de cunoscută, măcar așa în povestea din De la Vrancea, am auzit-o cu toții. Dar spui și o poveste foarte actuală, extrem de zguduitoare. Da. Și un rol chiar dificil, pentru că oricărei fete îi se poate întâmpla ce îi se întâmplă personajului tău din Umbre. Este un text absolut superb și îndrăznesc să-l compar și pe acesta cu Shakespeare, pentru că are o poezie extraordinară pe care o spune într-un mod foarte firesc. Nu într-un mod, cum să spun, cred că este definiția vieții. Viața trebuie să fie poezie, nu proză. Este poezie. Noi o transformăm în proză pentru că uităm ce este important, de fapt, și uităm lucrurile care contează. Iar acest text de Marilia Samper, care este o autoare spanioloaică, extraordinară, reușește în textul ăsta să spună niște lucruri atât de frumoase, într-un mod atât de curat și de simplu, încât nu au cum să nu modifice ceva în structura ta umană, cred. Printr-o poveste zguduitoare, dar care, până la urmă, și prin oaza de lumină. Fericit, pentru că iubirea învinge. Da. Aici a fost o altă întâlnire extraordinară pentru mine, cu doamna Mariana Mihuț și cu domnul Victor Ebengiuc. Doamna Mariana Mihuț, care, să spunem așa, îți preia rolul. Da, nu, este invers. Dar nu știu dacă trebuie să divulg mai bine. Nu spunem foarte multe. Vă invit să vedeți spectacolul pentru a afla cine este doamna Mariana Mihuț în spectacol și cine este domnul Victor Rebenciuc în spectacol. Povestea este una foarte obișnuită. O tânără fată de 16 ani, într-o familie minunată, mama Ana Ciontea, tatăl domnul Gheorghe Visu, este și va fi și domnul Finții, de asemenea. Pleacă de acasă tânăra fată și dispare. Părinții o caută cu disperare, apelează chiar și la un prieten, domnul Mircea Rusu, care are un băiat, Emilian Mârnea, să meargă să o caute. Nu reușește să o găsească. Zbuciumul prin care trece mama este unul cutremurător. La fel și povestea tatălui, el abordează întreaga poveste dintr-o altă perspectivă, una masculină, și una exact practică. Așa se și întâmplă mai multe ori în familii, în astfel de situații de nedorit. Da, și se produce o ruptură în familia. Și absolut impresionant cum și Ana Ciontă și Gheorghe Visu dau toate nuanțele posibile acestor personaje. Da. Și găsesc de asemenea în pădure un străin interpretat de Gianni Pătru, căruia i-aș fi dat un premiu. Da. Pentru acest personaj. Și nu numai pentru asta. Dar merită. În mod special pentru acest personaj. Da. Este o interpretare uluitoare și total atipică. Cu tot altă abordare. Și cumva găsind acest străin care este un homeless, locuiește în pădure, este ciudat, este o apariție ciudată, toată lumea crede că el este autorul acestei fapte, și anume să răpească fata. Într-un final, fata este găsită și, deși este marcată pe viață de ceea ce s-a întâmplat, pentru că nu scapă ușor, este găsită, dar nu mai este ea, este mutilată. Deși trăiește această realitate cruntă la 16 ani, reușește să găsească puterea să transforme acest întuneric într-o oază de lumină pentru toată lumea. Da, pentru că primește și dăruiește iubire. Cred că asta e cheia până la urmă. Cred că în primul rând este că ea dăruiește. Cred că din asta pornește. Ea dăruiește. Sunt câteva replici din spectacol, dar nu știu dacă să le spun. Nu vreau să le spui. Nu, dar este foarte clar că acest soare, această stea luminoasă, alba,
care este și singurul personaj care are un nume în spectacol. Este singurul om, pare că este aleasă să treacă prin această nenorocire pentru a da un exemplu de putem depăși condiția în care suntem. Orice. Și dacă această fată care este desfigurată și mutilată și maltratată reușește... Și care pare că nu mai are nicio șansă, exact, să se reabiliteze, da, cum, da, folosim și noi. Și nici nu se reabilitează total. Ăsta. Nu se reabilitează total, dar reușește să trăiască și să vadă esențialul din viață și să nu se pierdă în lucrurile mărunte. Vai, nu-mi stă bine părul. Vai, o, da, de mine, ce să spun. O, da, nu am telefonul, da, de ultimă generație. Da, m-a supărat cineva la metrou, vai. N-am fost adusă cu mașina la, da, școală și alte, multe, așa zis, traume ale adolescenților, da, de azi, de în mod special pe ei, la i-aș invita să vină, da, să vadă Umbre. Mi-ar fi plăcut să se cheme Umbre și Iubire, recunosc acest spectacol. Ia uitați, am să-i sugerez regizorului Vlad Cristache, că mi-am dat seama că nu... O bună colaborare a, da, ta cu, da, Vlad Cristache, da, pornită la Brăila. Da, din facultate am fost colegi și am debutat împreună cu Vlad la Brăila în spectacolul Perghint, care este... Un text uluitor de frumos și un despre spectacol. Despre care să știi că povestim data următoare, da? Pentru că, bun, timpul s-a scurs. Ah, ok, bun, am înțeles. Dar datorită căruia te-am văzut noi prima oară la București, într-un FNT, cred, da, sau oricum într-un festival în care ați cred venit cu povești voi, de familie. Cu povești de, da, familie. Uh-huh. Exact, și știu că de atunci... Da. Deci a fost o colaborare lungă și frumoasă. Și sper că va mai fi și de acum, Doamne, încolo, ajută, cel puțin eu așa ți doresc, dacă sunt lucruri în care să vă întâlniți, să vă întâlniți. Da, Doamne ajută să ne întâlnim sănătoși și fericiți. Sănătoși și fericiți. Încă o dată spun, Teatrul Național Metropolis și cu parte de comedie, da, nu? Pentru Peretele că totuși există. Și pentru o lovitură de Lia Bugnar, Cum se cuceresc femeile, în regia lui Liviu Lucaci. Și la Teatrul Bulandra, Before Breakfast, în regia Alexandrei Popescu. Aveți unde să o vedeți pe Alexandra Sălceanu, să vă bucurați de întâlnirea cu ea, cum sper că v-ați bucurat și de această scurtă întâlnire de astăzi. Mulțumesc tare mult că și ai fost alături de suflet. Noi. Ținem pumnii în tot ce faci. Vă spun ca de obicei poftă de spectacole să aveți, pentru că veți găsi cu siguranță ceva pe gustul vostru, pe sufletul vostru și pentru mintea voastră. Am făcut încă o demonstrație de ce oameni frumoși aveți de văzut la teatru, așa încât puneți-vă pe treabă. Dacă n-ați mâncat, poftă bună și zi frumoasă în continuare. Andreea Bursan sunt, vă mulțumesc că am fost și azi împreună.